obiectiv îndeplinit. Cred eu că acest lucru a fost cel mai important în seara aceasta. Echipa noastră a câștigat din nou. Ne bucurăm că am ajuns în finală și de astăzi, de acum, ne gândim la următorul meci, meciul din play-off cu cei de la Astra. Foarte multe lucruri n-aș avea de spus. Cred eu că a fost un meci bun al nostru. Ne-am creat foarte multe ocazii. Am ratat câteva șanse foarte mari. Nu știu exact dacă a fost offside sau nu la golul lui Carja. Rămâne să analizați voi. Dar cred eu că trebuie să înțelegeți, a fost o semifinală de Cupa Ligii, unde ambele echipe își doreau să câștige, să ajungă în finală. De aceea poate viteza sau jocul nu a fost unul foarte, foarte bun, dar miza era foarte mare. Noi ne-am îndeplinit obiectivul, mergem mai departe. Întrebări? I-a răspuns Bauab lui Gigi Becali pe teren? Bauab trebuie să facă lucrul acesta, nu trebuie să răspundă nimănui, el trebuie să joace. De-aia a fost adus la Steaua. Face parte din lotul echipei noastre, avem foarte mulți jucători în lot, mă bucur pentru el că a marcat, dar trebuia să fie mult mai serios în fața porții. El a avut parte de încă 2-3 șanse unde putea să mai marcheze. Dacă va lucra la acest lucru și va crește din punct de vedere mental și puțin la viteză în momentul când se întoarce cu mingea, pentru că este un jucător foarte bun, un jucător care stă cu spatele la poartă și protejează foarte bine mingea, cred eu că va deveni un jucător important pentru noi. Ciprian Marica am reușit o pasă de gol, a protejat foarte bine mingea acolo în careu. Este pregătit 100% să înceapă și un meci decisiv, cum e cel de sâmbătă? Eu cred că și meciul din seara aceasta a fost decisiv, pentru că am ajuns în finală. Va fi un meci foarte greu, vom întâlni o altă echipă și noi vom alinia o altă echipă, dar vom vedea, așteptăm să vedem cum se va simți mâine Ciprian. Cred eu că s-a mișcat destul de bine, a jucat 55-60 de minute. Cred eu că lucrul ăsta este important mai ales pentru el, pentru psihicul lui, că nu a simțit nimic și a putut să joace o perioadă mai lungă. Vom vedea ce se va întâmpla până sâmbătă. În 2016 sunt 3 victorii din 3 meciuri contra Astra, urmează și a 4-a, sâmbătă, pentru că meciul este decisiv, a spus că este... Știți foarte bine că la această întrebare nu vă pot da decât un singur răspuns. Noi suntem obligați să câștigăm și nu numai meciul de sâmbătă. Suntem obligați și după acest meci să câștigăm fiecare partidă. Asta este, vedeți că în play-off toate echipele joacă bine, este clasamentul, este foarte strâns, se pot întâmpla foarte multe lucruri, deci trebuie să fim concentrați și trebuie să ne gândim de la meci la meci. Pentru finala Cupei Ligii, pe cine așteptați? Dinamo, credeți că mai are vreo șansă sau urmează chiar? Sincer, nu mă interesează. Nici nu știu dacă am să mă uit la meci. Pentru că ne pregătim pentru meciul de sâmbătă. Chiar nu mă interesează. Cum Uniru, ce s-a întâmplat? Uniru are mai multe fracturi. Din păcate este o accidentare mai gravă. Pomete, da, față, ochi. Sezon încheiat sau va putea ca acum? Trebuie să așteptăm până mâine să vedem exact ce va spune doctorul. Dar pe prima radiografie cred eu că pentru el sezonul s-a încheiat. Vom vedea. Suspendarea lui Marius Mudica a venit cu 2 ore înaintea. No comment. Nu mă întrebați acest lucru că nu mă interesează. Vă rog. Suporterii s-au bucurat în marea majoritate la golurile Stelei. Suporterii în tribune, pentru că nu a fost o galerie organizată a Stelei. Vă așteptați la o susținere la fel de puternică și la meciul de sâmbătă? Cred că mai mult s-au bucurat cei din poză. Pentru că la meci n-au fost suporteri. Dar, încă o dată, nu comentez. Nu este problema mea, nu mai vreau să mai avem aceste dialoguri de la distanță. Cei care au fost la meci s-au bucurat sau nu s-au bucurat, nu știu că n-am urmărit să văd ce fac cei din tribună. Cred că ar trebui să ne oprim cu comentariile. Jocul lui Bauab din această seară obligă la titularizare meciul de campionat? De ce nu? Vom vedea. Mai avem 2 zile la dispoziție. Vom vedea ce se va întâmpla în următoarele zile. Despre meci, nu prea sunt multe de spus. Am început de la 0-1 după meciul tur. De la minutul 5 am primit un gol foarte repede, pe o greșeală.
După care am încercat să reintrăm în meci, nu am reușit, am mai primit un gol foarte repede în repriza a doua și cam asta a fost istoricul meciului. Cum au primit jucătorii vestea suspendării lui Marius Mudică cu doar două ore înainte? Da, asta a fost o surpriză pentru toată lumea, tocmai eram la ședința tehnică de la hotel cu echipa în care a primit vestea, a fost o surpriză și pentru el și pentru noi și pentru echipă. Asta a fost decizia. S-a conformat și... Dar este mai bine să fi fost suspendat în acest meci decât în cel de sâmbătă, pentru că acela domnesc este mult mai important, având în vedere formula pe care a folosit-o astea. Da, probabil că da. Ținând cont de importanța celor două meciuri, cel de astăzi și cel de sâmbătă, cu siguranță, dacă ai fi putut alege, cu siguranță ai fi ales meciul de astăzi. Pentru că sâmbătă va fi un meci în care va fi munca întregului sezon, practic un an de zile de muncă, s-ar putea decide în meciul de sâmbătă. Sunt rezervele Astrei mult mai slabe decât rezervele Stelei? Nu sunt rezervele Astrei, sunt jucători din lotul Astrei care au jucat astăzi, care au făcut un meci foarte bun în turul de la Pitești. Astăzi, probabil, v-am spus și golul primit foarte repede, la 1-0 după primul meci și la 0-1 în minutul 5, e cam greu să reintri în meci. Totuși, penalti ratat? Penalti ratat, au încercat. Băieții, na, chiar n-am ce să le reproșez, au încercat, au muncit, au făcut efort, au avut câteva situații bune, a lipsit, ce zic eu, că a făcut puțin diferența în meciul de astăzi, a fost pasa finală. Ei au avut pasa finală, noi am avut foarte multe situații în zona careului în care ultima pasă n-am avut feeling-ul, n-am avut simțul și n-am avut claritatea ca să dăm pasa precisă să putem finaliza. La meciul dintre Pandurii și Astra, Edi Iordănescu a ținut o ședință aici, chiar în fața acestei clădiri. Marius Mudică, ce v-a spus? Astăzi, la pauză sau... Da. Am discutat puțin cu el la pauză, eu pur și simplu, în particular, și... Pur și simplu am discutat despre meci, nimic. Am decis să vedem cum să continuăm, dacă e nevoie de anumite schimbări sau nimic special. Am încercat să începem bine repriza a doua, mai agresiv, mai ofensiv, să punem presiune, să încercăm să marcăm ca să reintrăm în meci. Din păcate am primit gol repede și cam la 0-2 s-a încheiat. Adrian Nicolae a jucat foarte bine, chiar foarte diferit față de ceilalți. A depus un efort extraordinar. Va afecta foarte mult asta pentru meciul de sâmbătă sau, mă rog. Adică poate fi readus cât de cât, măcar ca soluție de pe bancă. Da, da, cu siguranță, cu siguranță. Daniel a făcut astăzi un efort mare. Este un jucător profesionist, este un jucător care a jucat la nivel mare. Cu siguranță până sâmbătă va fi pregătit de joc, 100%. Vă îngrijorează lipsa sau scăderea de forma lui Teixeira, cartonașul și la meciul cu Pandurii azi, a avut câteva greșeli destul de mici pierdute în jumătatea proprie? Nu pot să spun că e în scădere de formă. Filip a făcut un meci foarte bun cu Dinamo, după care la trei zile, practic, a venit meciul cu Pandurii. A fost și factorul căldurii, a fost o căldură foarte mare la acel meci, mai ales în prima repriză. Gândiți-vă că echipa asta n-a mai jucat la ora 6 și jumătate, nu mi-aduc aminte, poate din octombrie sau noiembrie anul trecut, jucând tot timpul la 8 și jumătate seara, e altă atmosferă, e nocturnă. Asta a fost și prima repriză cu Pandurii, asta poate a fost și prima repriză astăzi, pentru că în repriza a doua și astăzi am avut alt ritm. Revenind la Filip, a fost meciul cu Pandurii care a fost și a dorit foarte mult, din păcate pentru el și pentru noi. Au fost acele două faulturi, poate a pierdut puțin ritmul, dar meciul de azi cu siguranță l-a ajutat mult ca să prindă din nou ritmul jocului și cu siguranță sâmbătă va fi ok. Va fi staua mult mai periculoasă în play-off cu Marica? Evoluția este de bună. Nu vreau să comentez despre jucători și despre jocul Stelei. Marius Mudică s-a declarat dezamăgit de modul în care suporterii giurgiuveni aleg să trăiască aceste meciuri. Astăzi s-au bucurat destul de mult la golurile Stelei. A fost parcă o bucurie mai mare decât ar fi fost dacă ar fi câștigat Astra. Vă așteptați la o asemenea comportare a lor și la meciul de campionat? Pentru că ei existau voci care spuneau că o să vină foarte mult.
A, cu siguranță. Din păcate și pentru Șumi. El își dorește foarte mult ca oamenii din Giurgiu și publicul giurgiuvean să vină să susțină echipa locală. Lucru care îl dorim și noi și probabil toată lumea care susține echipa Astra, care joacă aici la Giurgiu. Din asta era Șumi puțin afectat, pentru că și-ar dori un stadion plin de suporteri ai Astrei, din Giurgiu, care să susțină echipa. Din păcate, sunt prea puțini. E greu să jucați cu un stadion împotriva voastră pe teren propriu? E dificil, pentru că e altă susținere. Jucând acasă, având în spatele tău, chiar dacă nu se arunce stadion, undeva 4, 5, 6 mii de spectatori, meci de meci, ai alt entuziasm, e altceva. Eu vă spun și din fosta mea carieră, să zic așa, de jucător. Am jucat la Rapid și am jucat în Cipru 7 ani la Apollon Limassol, unde mergeam la meci de meci, aveam 6-7-8 mii de spectatori. Pur și simplu aveai altă forță, mai ales când te bați pentru un obiectiv. Ești o echipă de mijlocul clasamentului, locul 6, 7, 10. Te afectează sau nu, dar fiind o echipă care te bați pentru un obiectiv, cum e campionatul ăsta, înseamnă enorm. Aveți un plan pregătit pentru meciul din bloc cu Steaua sau urmează să analizați evoluția echipei din seara aceasta, chiar dacă a fost cu 0-0? Nu avem niciun plan deocamdată, pur și simplu am pregătit jocul de astăzi din Cupa Ligii, mâine vom reîncepe antrenamentele și vom pregăti meciul de sâmbătă. Bineînțeles că nu ne convine ceea ce s-a întâmplat în seara asta. Mă așteptam la un joc mult mai bun, mă așteptam să câștigăm acest joc și să ne calificăm. Suporterii au venit destul un număr mare, sau au fost și suporteri steliști, cu tricouri, cu Steaua, și spuneau că vor veni în număr mare și sâmbătă. Crezi că declarațiile lui Marius Mudica au făcut mai mult rău Astrei? Suporterii Stelei, ca și suporterii lui Dinamo, întotdeauna au venit la meciurile noastre de pe teren propriu. Eu mi-aș dori ca stadionul să fie arhiplin la meciul următor, mi-aș dori ca lumea să ne susțină, îmi doresc ca giurgiuvenii să fie alături de echipă și îi așteptăm cu mare drag. Crezi că eșecul ăsta poate fi cumva și o infuzie de moral pentru a motiva și mai mult jucătorii în vederea meciului de sâmbătă? Oricum va fi un meci în care jucătorii vor fi foarte bine motivați, jucătorii își vor dori cu ardoare victoria și implicit câștigarea campionatului. Eu îmi doresc să văd determinare, agresivitate în sensul bun al cuvântului, o echipă unită și indiferent de rezultat să putem ieși cu capul sus după teren. A fost o lovitură că l-ați avut suspendat pe Marius Mudica, ați aflat cu 2 ore înaintea meciului, totuși e mai bine că a fost suspendată și nu la meciul de sâmbătă? Nu pot spune că a fost mai bine. Era nevoie de Marius Mudica pe bancă, așa cum este nevoie la fiecare meci. Sper ca meciul viitor să fie așa cum îl știm noi, să ajute echipa așa cum a făcut-o de fiecare dată și să câștigăm. Suporterii s-au bucurat astăzi și la golurile Stelei și la penaltiul Astrei. Vrei mai mult suporteri ai Astrei la meciul de sâmbătă? Am repetat de fiecare dată, îmi doresc ca stadionul să fie plin, îmi doresc ca suporterii giurgiuveni să fie alături de echipă la fiecare meci, indiferent de adversarul pe care îl avem. Ceea ce s-a realizat în acest an e o mândrie pentru întreg orașul și echipa ar trebui susținută mai mult. E asta principala favorită la titlu? Atâta timp cât suntem pe primul loc, înseamnă că depindem numai și numai de noi. Eu am totală încredere în echipă, am încredere în staful tehnic și sunt convins că la finalul campionatului ne vom putea uita în ochii fiecăruia și vom fi mândri de ceea ce am realizat. Jucătorii care au fost utilizați au mai puține minute jucate până acum. Cred că nu s-a pus nicio secundă problema echipei care se va califica. Ca și în tur, cred că am dominat toate punctele de vedere și calificarea este pe deplin meritată. Există și câteva câștiguri, Bauab, Gephardt. Există câteva câștiguri, Bauab, Gephardt, Marica. Dar mai asta vreau să vă întreb, la dictare, da.
Bine că ați văzut, a demonstrat că are calitate. Și dacă își va recăpăta ritmul, poate să ne ajute și un jucător de mare valoare. Și nu numai el. A văzut și Carja, care arată ca un fotbalist de nivelul la care a jucat el. Timo la fel, mult mai bine. A fost ok. Păcat că plecăm dezamăgiți pentru că s-a întâmplat accidentul ăla stupid și l-am pierdut pe Sulei Muniru până la sfârșitul acestui sezon. Ce are mai exact? Se pare că are fracturi multiple, e o accidentare foarte gravă. Sperăm să înceapă pregătirea din prima zi, dar un copil care își dorea foarte mult să joace, începuse excepțional meciul, practic golul a venit în urma unei intercepții a lui la Teixeira, ne pare rău. Care vor fi datele problemei pentru finala de sâmbătă, să spunem așa? Complet diferite, probabil că va fi și o altă atmosferă, va fi tensiune. Sper să trecem noi mai ușor peste tensiunea acestui meci decât adversarii noștri. Atmosfera cum vi s-a părut atmosfera de astăzi? A fost lume puțină. Na. Și cum v-a așteptat sâmbătă? Nu știu, la prețurile astea n-am idee. Da, înțeleg că va fi prețul dublu față de astăzi. Dar nu știu, habar n-am ce putere de cumpărare este în zonă, habar n-am. Trei victorii împotriva Astrei în acest sezon și toate fără gol primit. E foarte adevărat, dar finala campionatului se joacă sâmbătă. Între echipa care a condus ostilitățile în marea parte și echipa care sper eu că va trece pe primul loc după meciul de sâmbătă. Credeți că va fi o finală? Cu Dinamo sau cu Chiajna? În finală, ce v-ați dorit? Să fie un nou derby? Bănuiți o remontada mâine? Nu știu. Nu știu, forța au eu, Dinamo e o echipă foarte bună. Acum depinde și Chiajna cum se prezintă. Cristi Balaș și arbitru sâmbătă astăzi a fost Ovidiu Hațigan, despre care toată lumea acum, spunea că ar fi sâmbătă. Serios, eu aflu mereu cu o zi înainte. Văd că aveți... ați putea să mă treceți și pe mine la mail acolo în CC, că am vrea să știm și noi. N-are nicio importanță, cred eu, cine arbitrează. Ce este important este să arbitreze corect. Și chiar dacă sunt greșeli involuntare, pentru că eu consider că s-au făcut împotriva noastră, chiar și la meciul cu Dinamo, greșeli involuntare, dar totuși sunt greșeli care ne costă puncte importante în economia acestei ediții de campionat. Ar fi senzațional dacă nu s-ar face nicio greșeală de arbitraj și să vă dau un clișeu așa, să vă dau peste cap pe toți, cel mai bun să câștige. Mariuș, o mutică și ai ispășit astăzi etapa de suspendare, cum se pare decizia? V-ați trei ore înainte de meci? Nu, subiectul ăsta nu-l discut, nu mă interesează. Dar și ai ispășit pedeapsa prin faptul că a primit această suspendare chiar după meciul cu Steaua? Acest subiect și nu-l discut. Dacă nu mă interesează, îmi cer scuze. Răspund la orice altă întrebare, dar legată de Steaua, legată de meci. Dar credeți că s-a vrut să fie la meciul de sâmbătă? Pentru că spunea și dumneavoastră că va fi o finală acela. Dacă insistați, mă retrag, chiar n-are sens. Înțelegeți că nu vreau să creez tensiuni suplimentare. Deja spiritele sunt inflamate, s-au făcut... Am greșit eu când am vorbit. Asta este. Cum a fost astăzi pentru tine să revii cu goluri, mai ales că patronul nu de multe critică? Asta e, pe urmă... Unde trebuie să vorbesc și unde trebuie să fac mizeria e în teren și cred că azi, gracias a Dios, pues, am reușit și foarte bucuros, e clar și pentru goluri, dar și pentru victoria și felicit pe toți colegii că a fost un meci foarte bun. Îți mai aduci aminte când ai dat ultimul tău gol? Sincer nu, dar cred că e la Craiova, nu? Uite-te. Asta e, nu știu, sper... Acum, dincolo, pentru asta am venit la Steaua, sincer. Eu întotdeauna am avut încredere în mine și ce fac și cum fac și sper de aici încolo, ce să zic, să am mai multe și să reușesc să fac asta și mai mult. Și ți-ai câștigat dreptul să fii pe teren și sâmbătă? Nu știu, noi, uite-te, și după Dinamo eram acolo la Logia și mâncam pe înăuntru, știi, eram fierbind, dar pe urmă, asta este, trebuie să mă antrenez și pe urmă
Asta e, cum am făcut azi, cred că acolo unde trebuie să vorbesc și sunt la dispoziție de antrenador tot timpul și dacă vrei, aici sunt. Ați rezolvat meciul destul de repede, în primele 5 minute din prima repriză și în următoarele 5 minute din a doua. Da, cred că, sincer, a fost un meci, nu știu dacă 100%, dar cred că a fost controlat foarte, foarte bine de noi. Cum ai zis, am și reușit să dăm goluri. E clar că și veneam cu o mică avantaj, 1-0, dar pe urmă am făcut treaba, am făcut meseria și, cum am zis, fericit pe colegii și e clar că și eu personal sunt bucuros. E cu adevărat o finală sâmbătă? Steaua Astra, dacă pierdeți, adio titlu, dacă nu rămâneți în cărți? Cred că putem să zicem da, dacă pierdem, cred că să fie foarte greu. Trebuie să fim realiști și se mentalizăm de acum, știi? E clar că o să fie o finală. Cred că, cum am zis, trebuie să luăm victorie, să ne apropiem la un punct de ei, că dacă nu, o să fie greu. Sper să primești mai multe șanse și în campionat? Păi clar, cum am zis, pentru asta am venit la Steaua. Cum am zis, întotdeauna eu încerc să fac ce știu și să joc fotbol, la fel că azi. Dacă eu sunt sigur că dacă me lasă și me dă încredere, pot să fie viceversa. În final v-ați dori să o întâlniți pe Dinamo, să-și revină, pentru că ai mai dat o dublă cu Dinamo, din câte mi-aduc aminte, la Craiova. Da, sincer, cu Dinamo pentru asta mai mult m-a fost ciudat tare atunci în campionat, dar pentru asta întotdeauna m-a fost bine, dar mi-a indiferent, sincer, noi suntem în finala, când ajunge momentul de meciul ăla o să mai vedem atunci. E adevărat în finală meciul de sâmbătă? Nu, e adevărat că încă sunt 3 meci după, dar o să fie un meci foarte, foarte important pentru cei în urmă. Va veni greu să acceptați ideea că Șumudică a fost suspendat cu câteva ore înainte de meci? Nu, am primit... Era în autocar sau în hotel cu voi? În hotel, înainte de să plecăm din hotel. Asta se întâmplă aici, nu știu cum. Asta. E bine că a fost suspendat acum la Cupa Ligii și nu în campionat? Da, e mai bine, da, sigur, dar nici nu e din cauza asta că am pierdut azi și asta e păcat, dar trebuie să ne gândim meci de sâmbătă. Anul acesta ați fost învinși de Steaua de 3 ori, practic aveți ocazia să vă luați revanșa sâmbătă și e și cel mai important meci. Da, foarte bine. Semne că sâmbătă trebuie să dăm tot și să câștigăm. Eu sunt fel convins că să câștigăm meciul ăsta. Felipe, cum e fără suporteri acasă? Tu te-ai gândit că ar fi fost frumos să jucați pe Giulești, așa cum spunea domnul Șumudică? Da, e complicat să vorbesc de asta. E păcat că nu prea avem foarte mulți suporteri. Stadionul nu e plin, suntem în primul loc, dar asta e realitatea noastră. Și... Dar e normal să dublezi prețurile la bilete, să nu mai vină suporterii pentru meciul de sâmbătă? Adică să faci 1 milion în condițiile în care nu știu cât e venitul aici pe lună? Nu știu, nu. Eu sunt jucător, vorbesc de meci și conducerea trebuie să răspundă chestia asta. Ai primit multe telefoane să dai bilete, să faci rost de invitații? Nu, încă nu. Ce v-a spus domnul Șumudică după acest meci? Nu am vorbit cu el. V-a supărat arbitrajul că au fost câteva faulturi nesancționate? Și la gol a fost? Nu știu, cred că s-a decis meci în minutul 4 și asta e. A fost meci cam după s-a jucat, dar s-a schimbat total ce noi am pregătit pentru meciul ăsta. Avem încredere că putem să ieșim din meciul ăsta cu victorie. Asta e, minutul 4 s-a decis meci. L-ați încurajat sau l-ați certat pe Ionita? Nu, l-am încurajat. Asta e. Asta se întâmplă cu fiecare dintre noi. Asta e, mergem departe, nu, mai departe, nu e problemă. Să ne pregătim sâmbătă să vedem și un meci de box, că va fi tensionat între Steaua și Astra. De box? Păi da, se joacă finala campionatului, așa no, spun toți. Nu, să fie un meci de fotbal, cred că o să fie un meci frumos. O să cu stați alta, bine la capitolul dinări? Cu altă atmosferă și asta e. Nu, dacă voi să spun meci de box. Dacă bateți Steaua sâmbătă, faceți deja petrecerea de campioni? Nu, încă sunt 3 meci, 9 puncte în joc, nu mai putem să...
facem petrecere.